gara de kickboxing Confruntarea Titanilor, organizată pentru a 8-a oară în ultimii ani de clubul Respect Gym Găști, s-a bucurat de un real succes. Cei care au ales să vină sâmbătă 11 octombrie la noua sală de sport din comuna Petrești nu au avut ce regreta. Dis de dimineață, juniorii au urcat în ring cu gândul că într-o zi vor ajunge precum idolilor, iar de la ora 17:30 ștafeta a fost predată profesioniștilor. 14 seniori au scos cântei din ring cu gândul la miza pusă în joc, biletul de calificare în circuitul mondial Super Combat. Luptătorii de kickboxing nu s-au menajat deloc și au ținut garda sus, oferind celor aproximativ 500 de spectatori un spectacol în adevăratul sens al cuvântului. Este cea de-a doua ediție a galei Confruntarea Titanilor. Prima ediție a avut loc în Târgoviște, ediția de toamnă a avut loc în comuna Petrești, odată cu inaugurarea sălii de sport din această comună. Au fost 7 meciuri la profesioniști și 2 meciuri în deschidere, 2 meciuri de copii. Ala a fost plină de spectatori, deși, așa cum v-am spus mai devreme, evenimentul a avut loc în mediul rural. Toată lumea a fost foarte încântată, inclusiv în prima parte a evenimentului, lăsată amatorilor mai și copiilor, au fost undeva la 50 de meciuri de copii, sala a fost arhiplină. Rezultatele, spun eu, în meciuri mai mult decât foarte strânse, toată lumea prezentă în sală a fost încântată de amploarea evenimentului, deși a fost un eveniment realizat cu un buget redus, meciurile au fost foarte, foarte bune. Din păcate, ca în orice competiție, au fost învinși și învingători. Eduard Eremia, deși nu a fost prezent, și-a notat două nume. Promotorul Eduard Eremia, care, deși nu a fost prezent, tot timpul a ținut legătura cu noi prin telefon, este foarte interesat de luptătorul clubului Respect Gym Găști, Robert Stoica, și de luptătorul de la Hercules Gym, Brancu Ilie, un luptător de categoria 93 de kg. Să sperăm că ei vor fi următorii care vor face pasul către Super Combat. Condica de prezență a fost semnată și de invitații de seamă precum. Ca și invitați am avut cei mai spectaculoși luptători, semnând Ciprian Sora, Bogdan Stoica, campionul mondial Super Combat, Beniamina Deigui, luptător Super Combat și Glory, Andrei Stoica, cam toate vedetele din kickboxul autohton.